Costin Fetic, Octavian Budișteanu, Răzvan Popescu și Mihai Posmagiu au încântat din nou publicul buzoianu iubitor de artă și cultură printr-o expoziție fotografică organizată la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman din municipiul Buzău. Cei patru artiști buzoieni au încercat să aducă în atenția publicului lucrări fotografice în cadrul unei expoziții denumite Universuri Paralele. Avem fotografii portret și fotografii peisaj. Expoziția se numește Universuri Paralele. Am luat această decizie în legătură cu numele, gândindu-ne că fiecare are o perspectivă diferită prin care vede lumea prin obiectivul de fotografiat. Cei patru tineri s-au prezentat cu unele dintre cele mai reușite fotografii, unele dintre ele premiate în cadrul unor concursuri de profil organizate la nivel național. Am două fotografii de aici, una dintre ele este câștigătoarea celui mai mare concurs de arte pentru liceeni din țara noastră, pe categoria portret, și încă una care a încă un peisaj care a luat parte la salonul fotografic Fotogeografica din 2015, cred, un salon foarte important de fotografie din țara noastră. Expoziția este deschisă publicului până la jumătatea lunii martie.